Joi 12 februarie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, compartimentul Urmăriri din cadrul IPJ Alba, l-au depistat și reținut pe raza municipiului Alba Iulia pe un tânăr de 22 de ani din municipiu, care era urmărit la nivel național pentru că se sustrăgea executării unei pedepse cu închisoarea. În 19 ianuarie, respectivul a fost condamnat de judecătoria Iud la executarea pedepsei de 4 ani și 6 luni închisoare pentru comiterea 8 infracțiuni de distrugere și semnalizare falsă. Condamnatul a fost depus în penitenciarul Iud pentru executarea pedepsei.